Avem un target foarte bine stabilit și anume de a fi al treilea partid în județul Suceava. Al treilea partid care, știți, de obicei este partidul care va hotărâ ca principiu viitorul președinte al Consiliului Județean, viitorul vicepreședinte al Consiliului Județean și, evident, viitoarele proiecte ale unei noi majorități formate. Președintele ALDE Suceava, deputatul Ștefan Alexandru Băișanu, a mai declarat că pe lista consilierilor județeni din partea acestei formațiuni politice sunt scrise numele unor oameni din multe domenii de activitate. Este foarte important pentru noi să avem în această echipă oameni serioși, oameni cu experiență din diferite domenii de activitate și acum să-l prezint pe domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, domnul Ilie Niță, care va fi al doilea pe listă. Îl voi prezenta pe Ionuț Blanari, care este al treilea candidat al nostru pe listă, este economist. Pe locul 4 va fi domnul silvicultor de meserie, inginer silvic, domnul Radu Hoșbotă. Pe locul 5, domnul director grădinaru, oameni serioși, oameni care știu ce înseamnă responsabilitatea față de cetățean, pentru că acesta va fi cuvântul de ordine, la fel cum am spus și la lansarea candidaților la primărie. Vorbesc de unitate, de respect față de cetățean și de respect față de banul public. Demnitarul ALDE a adăugat că își dorește ca în județul Suceava patriotismul local să nu fie ignorat în totalitate, ci să facă parte din sfera legalului și a respectului față de oameni. Le spun tuturor cetățenilor din zona rurală și urbană a județului Suceava să te ferească Dumnezeu de cinstea hoțului și de munca prostului. E important ca în etapa următoare să găsim un melanj între cinste, respect și acel soi de patriotism local de care are nevoie orice cetățean care își dorește să conducă destinul acestui județ. Este unul dintre cele mai frumoase județe din România, dacă nu și mai mult, putem concura cu orice regiune din Europa. Avem oameni harnici, oameni gospodari, care au demonstrat întotdeauna că a fi bucovinean nu e doar din gură, ci prin ceea ce lași în urmă, ceea ce faci pentru comunitatea ta, ne mai trebuie cu mila lui Dumnezeu și consilier local și viitor președinte și vicepreședinte al Consiliului Județean cu milă și dragoste de cetățeni și de poporul bucovinean. ALDE are niște scopuri bine definite și anume susținerea fermierilor locali, dezvoltarea infrastructurii și aducerea de fonduri europene pentru dezvoltarea județului. Asta oferim noi în momentul de față alegătorilor și dacă ne vor vota lista ALDE la Consiliul Județean, le garantăm că nu se va mai fura, așa cum s-au făcut până acum, din pădurile comunității noastre, că agricultorii, a căror reprezentanți, de exemplu, Rotariu Mihai, aici prezent, care e reprezentantul Asociației Crescătorilor de Animale Bucovina, Plaiul Bucovinei, acești oameni vor fi reprezentați prin domnul Mihai, Rotariu, prietenii spun Leuraș, și aveți garanția noastră că acești crescători vor beneficia de tot sprijinul la toate nivelele. Ne interesează să rezolvăm infrastructura acestui județ, care este una la momentul de față deficitară. N-avem șosea de centură, cu toate că am avut guvernare PDL cu Gheorghe Flutur în față și guvernare PSD cu domnul Cătălin Nechifor. N-avem foarte multe proiecte care au început și avem o lipsă totală de implicare în ceea ce privește proiecte europene. Nu vom reuși să scoatem din sărăcie acest județ atâta vreme cât nu vom accesa fonduri europene în perioada care va urma. Cu mila lui Dumnezeu și dragostea cetățenilor din județul Suceava, va fi al treilea partid ca număr de voturi la finalul campaniei electorale și noi vom fi cei care vom fi stâlpii viitorului Consiliului Județean și, de ce nu, vom numi și vom puncta viitorul președinte al Consiliului Județean. Așa să ne ajute Dumnezeu!